Bună, Ionuț, bine ai venit la noi. De cât timp joci poker? Cam de aproximativ 8 ani de zile. Am înțeles de la tine că joci poker online și că ți se pare o mică diferență față de începutul tău în lumea pokerului online. De acord, da. Ce ți se pare schimbat? Jucătorii sunt din ce în ce mai mult regulari, platformele sunt schimbate, s-au scos foarte mult din ceea ce noi numim rakeback, adică posibilitatea să-ți scoți anumiți bani din ceea ce investești și rulezi în platforme, și lucrul ăsta îl face mai dificil. Practic câștigi mai greu, da. Devine mai dificil jocul. Tu online ai câștigat locul 2 pentru masa noastră televizată. Locul 4. Spune-mi, te rog, cum ți se pare emisiunea noastră? Originală, foarte bună pentru România, cel puțin din punctul meu de vedere, la cât mai multe, sincer. Care crezi că este punctul tău slab în finala din seara aceasta? Aș spune poate lipsa de experiență la mesele televizate, să zicem.